Cătălin Josan susține că organizatorii s-ar fi temut ca acesta să nu le facă o surpriză similară celei pregătite de Pașa Parfeni la concertul dedicat Zilei Independenței. Parfeni a apărut atunci pe scenă într-un tricou cu un îndemn anti-Vlad Plahotniuc și totuși autoritățile susțin că artistul ar fi fost exclus din alt motiv. Ideea e foarte simplă, mi s-a zis că n-ai fost la repetiții la una pentru că s-a organizat o repetiție pentru așa un concert. Nu placa. Unii se tem să mai scoată artistii, să mai vorbească. Din păcate, el nu s-a prezentat la repetiția generală. Mie mi-a spus astăzi că a fost bolnav și nu a putut să vină. Eu nu am știut de acest fapt. Două piese a avut foarte complexe cu orchestră simfonică și band în același timp. De-aș avea și copacul. L-a sunat și maestrul Anatol Chiriac, compozitorul piesei, și nu i-a răspuns, i-a răspuns doar astăzi. Cătălin Josan a lăudat aseară gestul lui Pașa Parfeni de Ziua Independenței. Eu vreau să-l aplaudați pe Pașa Parfeni pentru curajul. Pentru a-l încuraja pe Cătălin Josan, la scurt timp a venit și Pașa Parfeni, cel care a produs surpriza pe 27 august. Eu sper foarte mult că totuși cineva din artiști o să devină și acolo mesagerul poporului. Nu trebuie să-ți fie frică, asta e cel mai important. El cu siguranță este cel care aduce gând ceea ce vrem noi toți, de că el este mesagerul nostru. Și o grămadă de oameni s-au adunat lângă bustul lui Eminescu, unde au cântat alături de Josan. Unii chiar au transmis live pe rețelele de socializare concertul lui Cătălin. Am venit aici din cauza postării lui Cătălin și pentru gestul care l-a făcut și merită toată susținerea noastră, indiferent că este aici sau pe piața mare a Dunării Naționale. Ceea ce face Cătălin și Pașa este mai aproape de sufletul meu decât ceea ce se întâmplă în piață. Aici este adevărată esența țării. Oamenii au cântat până la miezul nopții.